Salut, pești! Voi face citirea tarotului druid pentru relații luna octombrie și voi începe în primul rând cu sfatul oracolului Lenormand pentru relația voastră. Ce sfat primiți de la oracolul Lenormand pentru relația voastră? Contract. Da. În relația voastră s-ar părea că aveți un contract. Poate pentru unii este o relație de afaceri, poate pentru alții poate să fie o relație sentimentală și chiar să fie o logodnă sau chiar o căsătorie. Dar aici ajunge la o schimbare, o schimbare impusă în această relație, în primul rând după discuțiile sau după sfaturile pe care le primiți de la o persoană importantă pentru voi. Vorbim de un urs, vorbim de o persoană care poate fi un șef, care poate fi un frate mai mare, un părinte, deci o persoană care vede contractul pe care l-ați făcut și vine și vă spune să luați niște schimbări în acest contract, să solicitați niște schimbări sau vă fixează el niște schimbări, fiindcă aici sunt niște schimbări care sunt cerute, sunt impuse de situația contractului. Mă gândesc că poate unii chiar aveți o căsătorie și poate că ați făcut un contract notarial. Se poate și lucrul ăsta și poate că acest personaj care vă dorește binele vine și vă impune niște schimbări, vă cere să faceți niște schimbări. Să vedem cum este relația voastră. Relația pentru pești în luna octombrie. Relația pentru pești în luna octombrie. Multă muncă. În această relație, nu știu, poate că este o relație care îi impune și eu știu să realizați niște bunuri, să realizați niște eforturi, fiindcă acest personaj muncește foarte mult. Este o muncă epuizantă, dar după această muncă grea, 10 de bâte, speră să primească și aprecieri sau chiar recunoașterea muncii lui. Cam acesta ar fi situația. Relația, familie, cămin, cu ce veniți voi? Cu ce vine partenerul? Ce gândiți voi? Ce gândește partenerul și ce arătați voi, ce arată partenerul. Păi, în relație, voi veniți cu familia, 10 de cupe. S-ar părea că în această relație pe care o fixați și care probabil că are anumite cerințe puse, că ați văzut că v-au apărut contracte, voi aveți familia alături. Familia încearcă să vă ajute, să vă susțină. Sau am putea spune că în acest contract voi vă doriți să formați o familie, să aveți această familie unită. Nu putem spune familia perfectă, dar o familie unită, o familie care se ajută, fiindcă aceste personaje, dacă le observați,
Sunt totuși fericite, sunt bucuroase că se au unul pe altul. Mămica este bucuroasă cu copilul mai mic în brațe, copil care se bucură de prezența mamei și a tatălui, tatăl care la fel se bucură de fetița mai mare. Deci am putea spune că arată așa o bucurie, bucuria acestei familii, o familie unită, zic eu întotdeauna. Voi ce aduceți în această familie? O creativitate, o creativitate care este la început. Poate că asta reprezintă și contractul pe care îl aveți. Este o creativitate care este urmărită de ceilalți, cei din jurul vostru care vă admiră, dar vă și invidiază. Observați-le, figurile, ei stau și se uită și privesc la această creativitate a voastră. Și am putea spune că dacă veți conduce genial această creativitate, veți avea acea să primiți ceea ce vă doriți, adică resursele pe care le sperați. Partenerul vostru are un 10 de spade. Este poate după o relație care l-a epuizat, o relație în care n-a mers nimic bine. Este deprimat, consideră o altă relație, dar tot la fel va fi. Deci are acest aspect al unei suferințe mai vechi pe care o poartă cu el și acest lucru aduce în această relație. Ce gândiți voi? Voi gândiți la un rege de cupe. Vorbim despre un bărbat matur care poate să aibă ascendentul zodia în Scorpion și vă gândiți dacă îi veți putea căpăta bunăvoința, să primiți bunăvoința lui. Poate fi vorba de un părinte, un părinte care să vă dea binecuvântarea, un părinte care să vă ajute, fiindcă acest rege de cupe este sentimental, sensibil, romantic și voi chiar vreți să-i folosiți aceste trăsături pentru a-i câștiga bunăvoința. Dar totuși mare atenție, fiindcă acest scorpion, dacă este rănit, poate să se și răzbune. Dar este o persoană la care voi gândiți și sperați tot sprijinul ei. Partenerul gândește la o regină de bâte. Poate fi vorba de o femeie, o femeie care, dacă este bărbat, poate să se gândească la protecția acestei femei. Este o femeie matură, peste 50 de ani, cu zodia ascendentul sau luna plină în leu, în săgetător, scuzați-mă, în săgetător, avem semnele săgetătorului aici, este diferă în funcție de tarot. Aici avem săgetătorul. O femeie care este o zodie de foc, totuși. Este o femeie care luptă pentru dreptate, pentru adevăr. Este o femeie virtuoasă, o femeie aprigă, o femeie care poate i-a oferit protecție, poate cândva l-a ajutat. Deci, pe partenerul vostru sau partenera voastră. Sau poate să fi fost o rivală. Și atunci, dacă este vorba de o parteneră, poate să fi avut această rivalitate cu această femeie. Și gândește la această rivalitate, gândește la ce a trec prin ce a trecut. În schimb, voi arătați celorlalți că sunteți în fața unei alegeri. Este vorba de îndrăgostiți, arătați iubirea voastră și vă dați seama că aveți aceste blocaje, obstacole pe care trebuie să le depășiți. Această situație puteți să o rezolvați numai dacă faceți o alegere. Vi se impune această alegere între viciu și virtute, între un lanț de flori, un lanț de fier. Am putea spune că alegerea
Depinde de voi. Voi veți alege. Nu puteți să amânați această alegere și ceilalți știu acest lucru, dar și voi o știți. Și sfatul arcanei este: încercați să faceți o alegere, să alegeți lanțul de flori, nu pe cel din fier. Lanțul de flori rezistă mai mult decât cel de fier. Și partenerul vostru, ceea ce arată celorlalți, arată faptul că el are o comunicare destul de rapidă, destul de bună cu voi, comunică foarte bine. Poate că nu se referă la acea comunicare, ce faci, dragă, ce faci, ne întâlnim sau nu. Poate că este vorba de o comunicare sufletească. Poate că acest lucru arată că el are această comunicare și după 10 de spade, la un 8 de bâte, este o evoluție, adică după o suferință foarte profundă, să simtă că într-adevăr comunică cu cealaltă persoană. Aceasta a fost citirea pentru voi. Vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.